Gazmetan are un meci greu duminică în deplasare la Sepsi Sfântul Gheorghe. Ambele formații ocupă în prezent un loc de play-off. Albnegrii sunt pe locul 4 cu 17 puncte, în timp ce Sepsi este pe poziția 5 cu 16 puncte acumulate. În aceste condiții, miza jocului este foarte importantă pentru cele două combatante care vor să rămână între primele 6 din România. Ne dorim să luăm puncte. Tot timpul am vorbit cu jucătorii, cu băieții și de la fiecare meci vrem să luăm tot ce maxim, tot ce putem lua. Și suntem pregătiți. Nu va fi un meci ușor pentru că sunt și ei acolo, cum a spus dumneavoastră, pe loc de play-off. E o echipă bună, o echipă bine organizată și pe fază ofensivă și pe fază defensivă. O echipă care acasă este puternică și au un antrenor bun, un antrenor care organizează bine jocul. Și încercăm să mergem să luăm puncte. E foarte important pentru noi. Vrem să ne menținem cât putem de mult să fim sus, în fruntea clasamentului. Și eu cred că băieții pot să facă asta. Ne așteaptă un meci dificil contra unei echipe bune, cum a zis și Mister. Noi mergem acolo să câștigăm. Asta ne-a implementat Mister, să fiecare meci să luăm pas cu pas și să obținem maxim. Mergem cu încredere și sper că la sfârșit să ieșim învingători de pe teren. Ne-am pregătit toată săptămâna bine, o să fie un meci dificil, dar cred că o să câștigăm. Eu așa sper în primul rând. Cum e să fii titular meci de meci? Te ambiționează? Te face să... Da, mă simt foarte bine. Pentru asta mă antrenez zilnic, muncesc și îi mulțumesc și lui Mister că mi-a dat încredere. Sper să nu dezamăgesc și sunt foarte fericit. Partida dintre Sepsi, Sfântul Gheorghe și Gazmetan Mediaș este programată duminică de la ora 18.